Vreau să citesc din Romani, capitolul 8, de la versetul 1 la 4. Acum, dar, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucrul cu neputință legii, întrucât firea pământească o face fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Amin. Amin. Vreau ca în câteva cuvinte să vorbesc despre ceea ce nu putem ierta. Și dacă ne uităm bine, că să râns în frumusețea zilei de mâine, dacă nu ierți ce s-a întâmplat astăzi, nu poți să ai parte de frumusețea zilei de mâine. Și ca să vorbești despre iertare este foarte ușor, dar ca să ierți este mai greu. Și dacă ne uităm în familiile noastre, ne uităm în biserică, ne uităm în jurul nostru, vom putea să ne dăm seama că acolo unde nu este iertare, acolo este dezbinare. Să dezbină familia, să dezbină biserica, să dezbine diferite societăți, pentru că nu este iertare. Și dacă tu ești un creștin care nu poți ierta, să știi că ești un creștin slab. Dacă ești un creștin care te numești că ești creștin, trebuie ca să ai putere ca să ierți. Dumnezeul pe care noi îl slujim este un Dumnezeu al iertării. Amin? Amin. Și El este Cel care îți dă și îmi dă putere ca să putem să iertăm. Cine poate să greșească ceva în fața ta în așa fel ca tu să-ți pierzi veșnicia, neiertându-l? De aceea noi, ca și credincioși, suntem conștienți că atunci când nu ierți pe fratele tău, pe sora ta, pe soția ta, pe cei din jurul tău, Biblia spune că nici Tatăl din ceruri nu te poate ierta pe tine. De aceea, condiția este, dacă vrei să înți în Împărăția lui Dumnezeu, cere de la Domnul să-ți dai putere să ierți, chiar și pe dușmanul tău. În Cuvântul lui Dumnezeu putem ca să vedem și chiar în experiența noastră că persoana pe care noi nu putem să o iertăm este persoana care ne greșește adesea. Și acea persoană ești tu. Noi suntem aceia care adesea ne punem în stop ca să nu greșim. Ne punem în stop ca să nu păcătuim. Ne dăm seama că se întâmplă ceea ce nu vrem ca să facem. Apostolul Petru este cel care ne spune Biblia că el s-a bătut cu un pumn în pept, că el nu se va lăsa de Domnul. Și vine vremea când cuvântul Domnului ne arată că Petru se leapă de Domnul de 3 ori. Acest Petru care s-a ridicat în picioare în ziua cinzecimii, acest Petru care, prin umbra lui, oamenii se vindecau, iată-l, acesta a venit vremea când el a greșit. A venit vremea când el s-a despărțit de ucenici din cauza că era rușine că Domnul Iisus Hristos poate să-l arete cu degetul, să spune Petru care s-a lepădat de mine. Dar vedem că Petru este acela care a putut ca să fie restabilit. Pentru că spune Biblia că l-a plâns cu amar. Și niciodată nu găsim în Biblie unde Domnul să se referă la Petru și spune Petru care s-a lepădat de mine. Vedem că Domnul zice Iuda Iscorinteanu care l-a vândut pe Domnul. Dar nu găsim că Petru care s-a lepădat, pentru că el s-a pocăit. El s-a întors la Domnul în smerenie. Cuvântul Domnului spune despre David. David care era unsul Domnului. David care ducea războaiele lui Dumnezeu. David care Biblia spune că este cel care face voia lui Dumnezeu. Vine vremea când el păcătuiește cu Batșeba. Vine vremea când el pune la cale moartea soțului ei. Și Biblia ne spune că un an de zile el a căutat să ascundă acest păcat. Și vine prorocul Natan în 2 Samuel, capitolul 12, și după acea mică istorioară cu uița celui sărac, când David se înfioară și zice, acest sărac trebuie să fie ucis. Și Natan ce spune? Ăsta tu ești. Și în acel moment când Domnul i-a vorbit prin Natan, Biblia spune că David s-a prăbușit la pământ și a cerut iertare la Dumnezeu. Pentru că el căuta să ascundă păcatul în viața lui. Și Psalmul 51, versetul 3, ne spune că păcatul stă necurmat înaintea mea.
Un exemplu vreau ca să vă dau, că în America un tânăr s-a urcat la volan beat și în timp ce conducea mașina a ucis o fată de 18 ani. A venit vremea ca să fie judecat și la acea judecată sentința a fost ca să dea despăgubire $1,500,000. Părinții nu au fost de acord la fetei, ci au spus, mai vrem ca acest tânăr în fiecare vinere, timp de 18 ani, să ne scrie câte un cec de $1. Și acest tânăr a fost bucuros că în loc să plătească $1,000,000 și ceva, i s-a promis doar $900 și ceva. Și atunci a început el să scrie. S-a săturat ca să scrie, pentru că de fiecare dată când el scria, vedea în fața lui acea imagine, păcatul pe care l-a făcut. Și s-a săturat odată și a început ca să scrie un braț de cecuri. Le-a dus la poștă, familia le-a primit și a fost nemulțumit. Au mers din nou în judecată și au spus, cum noi ne-am înțeles? Și iată că acest tânăr, pentru el era o povoar, ca în fiecare zi să scrie un cec de $1 și să vadă păcatul în fața lui. Așa este păcatul care ne condamnă, păcatul care nu este iertat de Dumnezeu și este în viața ta. Noi nu suntem aceia care trebuie să umblăm în condamnare de Satan. Noi trebuie ca să avem puterea ca să ne iertăm în numele Domnului Iisus Hristos. Să venim la crucea Domnului și spunem, Doamne, eu am păcătuit, eu am greșit și păcatul este între tine și Dumnezeu. Bineînțeles că afectează pe cei din jur, dar păcatul este între tine și Dumnezeu. Fiul risipitor a venit și a spus, Doamne, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Nu mai sunt vrednic să mă numesc copilul tău. Iată, păcatul este între tine și Dumnezeu. De aceea trebuie să ai puterea ca să nu mai umbli în condamnarea lui Satan și să vii la Domnul. În Luca, capitolul 22, versetul 31-32, ne vorbește despre caderea lui Petru, unde Domnul spune, Petre, Satana a vrut ca să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru voi. M-am rugat pentru tine, dar când te vei întoarce, să întărești pe frați. Într-o altă cuvinte a spus, iată ce tu vei face. În altă cuvinte a zis, căderea ta nu este o surpriză pentru mine. Frați și sorori, nu este niciunul de aici care să nu cadă. Noi toți greșim, pentru că suntem pe pământ. Nu-i nimeni perfect. Dar Domnul Iisus Hristos spune, căderea ta nu este o surpriză pentru mine. Dar vreau să spun că pentru tine atunci când tu ai căzut, sunt două căi. Este o cale care pregătită de Dumnezeu și o cale pregătită de Satan. Sunt una care atunci când cad, merg pe calea lui Satan, care este condamnare, care este păcat, care în sfârșit duce în iad. Cealaltă cale pregătită de Domnul este calea pocăinții, calea iertării, calea restaurării, calea harului de a te ridica, de a sluji pe Domnul. Domnul spune, cel neprihănit, de 7 ori cade și ce face? De 7 ori se ridică slăvit să fie Domnul. Indiferent care ești tu, poți să bați cu pumnul în piept ca Petru, eu nu voi greși. Și Domnul spune, căderea ta nu este o surpriză, dar atunci când tu vei cădea, ridică-te. Ridică-te în numele Domnului, vină la Domnul și cere iertare de la El. În Romani, capitolul 8, versetul 1 spune, nu-i condamnare, o osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Dacă tu ești în Hristos, nu trebuie să umbi în condamnare. Trebuie să știi că atunci când vii cu pocăință la Domnul, te proștepi înaintea Lui, Dumnezeu te iartă. Dumnezeu l-a iertat pe tălharul de pe cruce, Dumnezeu l-a iertat pe Petru, Dumnezeu l-a iertat pe David, Dumnezeu te poate ierta și pe tine. Amin? De aceea nu mai trebuie să mergi în condamnare. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romani, capitolul 5 cu 20, aici ne arată că prin Hristos noi suntem liberi. Și apoi în 1 Ioan 1 cu 9 spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Roman 5 cu 8 spune, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi. Pe când eram noi de păcătoși, Hristos a murit pentru noi. 2 Corinteni 5 cu 17 spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, slăvit să fie Domnul. Și dacă noi suntem o făptură nouă în Hristos, nu mai trăim în condamnare, nu mai trăim viața veche, ci trăiește în prezent, în Hristos, să fii o făptură nouă. În Ioan 8 cu 36 spune, deci dacă fiul
Deci dacă Fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat cum? Slobos. Cuvântul Domnului îmi spune mie și vă spune dumneavoastră în seara asta, nu mai îmblați în condamnare. De multe ori, poate te-ai rugat și ai postit, și ai spus, Doamne, m-am rugat de acest păcat și când vin la biserică, mă tem ca nu cumva să mă arete cu degetul, ca nu cumva cineva să mă purească. Doamne, nu sunt că sunt iertat. Aduc aminte, am citit ceva unde spunea că un om era frică ca să doarmă noaptea, că de fiecare seară, când se culca, îi se părea că cineva iese sub patul lui. Așa cum păcatul, se pare că Dumnezeu nu te iartă, că diavolul vine ca să te condamne. Și omul ăsta a mers la niște specialiști, specialiștii au spus, uite, tu trebuie să plătești $1,000 ca să-ți dăm câteva lecții, ca să poți să scăpi de această frică. Și venind de la casă trist, pentru că nu avea acești bani, s-a întâlnit cu vecinul lui, care era un tâmplar. Și tâmplarul acesta l-a întrebat, dar ce este așa de trist? Zice, uite, am fost la specialiști și iată ce mi-a spus. Dar tâmplarul zice, eu te pot salva cu doar $5. Da, bine, vină la mine. A venit acest tâmplar, a luat cu el ferestrăul, a tăiat picioarele la pat și a spus, acum ești liber de $5, că nu mai este nimeni sub pat la tine. Iată, noi să știm că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Amin? Și prin credință în El, noi suntem iertați pe deplin. Nu mai trebuie să umblăm condamnați. Când în Romanul ne-am citit, acolo spune că în Hristos nu mai este nicio condamnare, slăvit să fie Domnul. Amin.